În Centenar, autoritățile locale din Bilca au organizat un eveniment dedicat unei personalități marcante a Bucovinei, George Tofan. Autoritățile au dezvelit bustul lui George Tofan, statuie construită în curtea școlii cu același nume. La manifestările organizate la Bilca au participat autorități locale și județene, dar și invitați din Cernăuți, Bistrița, din Ținutul Herța, Republica Moldova. Evenimentul a debutat cu dezvelirea și sfințirea bustului lui George Tofan. Părinte, părințele vecilor, amin, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție Împărate Ceresc, ești pe toate reținești, misterul bunătăților, dătător de viață. Cei prezenți la eveniment au ținut să sublinieze importanța unei astfel de manifestări în an centenar, dar și a luptei lui George Tofan pentru unirea Bucovinei cu România. Ca să aniversăm așa cum se cuvine centenarul, am dorit foarte mult ca să dezvelim și să sfințim bustul patronului școlii, e vorba de George Tofan. Acest George Tofan, fiul al satului, a fost printre cei care au votat și s-au luptat pentru unirea Bucovinei cu România pe 28 noiembrie 1918. De aceea, felicitări domnului primar, domnilor consilieri care au susținut acest proiect de a realiza această frumoasă operă de artă realizată de sculptorul Asandi Simion din Comănești, județul Bacău. A depus acest om un efort deosebit și în 2 luni de zile a sculptat în piatră naturală chipul luminos și frumos al lui George Tofan. Am bucuria și plăcerea astăzi, ca în satul pe care îl conduc, să pot sfinți și să pot inaugura statuia și chipul celui care a fost membru marcant al școlii din Bucovina, nu vorbim de Bucovina din Nord sau Bucovina, cel care s-a luptat din răsputeri ca învățământul să fie în limba română. Este vorba de George Tofan. Astăzi la Bilca avem plăcerea să avem lângă noi Inspectoratul școlar, să avem Casa Corpului Didactic, să avem musafiri de la Cernăuți, de la Herța, mulțumesc aici profesorului doctor universitar Vasile Tărățanu, de la Societatea pentru Cultură și Literatură Română din Bucovina. Mulțumesc celor din Ardeal, de la Bistrița care au venit, pentru că unirea s-a făcut între cele 3 mari principate. Și avem astăzi oaspeți și din Bistrița, și din Moldova, și din Cernăuți. Avem plăcerea să avem lângă noi cercul pedagogic educativ a celor din zona Rădăuți-Siret. 40 de inspectori educativi sunt la Bilca astăzi. Avem lângă noi directorii din localități ca Rădăuții Noi, directorul liceului Dr. Hurmuzache din Rădăuți și alte și alte personalități. Acum, în an centenar, am dezvelit la Siret bustul mitropolitului Vladimir Drept. Am dezvelit la Suceava bustul lui Iancu Flondor, pictori ai unirii Bucovinei cu România, astăzi George Tofan, și n-ați ales întâmplător 23 noiembrie, pentru că atunci, pentru cea la Cernăuți, din câte cunosc, pentru că acest om a slujit învățământul de aici, și în cadrilater, l-a slujit și în Basarabia, la Cernăuți, și puteți, dragi bilcani, să vă mândriți cu acest George Tofan și aș spune răspicat de aici, din sudul Bucovinei. Tare-i nevoie de un George Tofan astăzi la Cernăuți să se audă dreptul minorităților de a învăța în limba română. Dincolo de asta,
Mă bucur că Bilca ne unește din nou. La Bilca au mai luat cuvântul academicianul Vasile Tărățeanu, președintele Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzache din Cernăuți, Ucraina, Costică Cuciuran, fost dascăl, cel care a făcut demersuri pentru ca școala de la Bilca să poarte numele lui Tofan, Mircea Irimescu și Cristian Cuciuran, inspector școlar adjunct, dar și alte personalități. Aici s-au născut mari personalități ale culturii române care au trăit și la Cernăuți și unele dintre ele și-au găsit acolo și sfârșitul și sunt înmormântați în cimitirul central din Cernăuți, precum este înmormântat cel pe care astăzi îl omagiem, George Tofan. Vă pot spune că George Tofan, la numai 39 de ani și 9 luni, a lăsat în urma lui mai mult decât lasă alții într-o viață de 80-90 de ani. El a fost un român adevărat. A fost un mare patriot. Și vreau să vă reproduc acum aici câteva din gândurile pe care le-a rostit domnia sa cu 100 de ani și 2 zile în urmă la ședința Consiliului Național al Unirii, pe care i-a ținut o cuvântare în cadrul căruia a susținut doar 3 fragmente. În aceste momente înălțătoare, noi, refugiații și voluntarii bucovineni, ne-am reîntors la vetrele noastre părăsite. Având satisfacția datoriei împlinite, noi întindem frățește mâna celor rămași acasă, care și-au păstrat nepângărită conștiința și dorința sinceră de a munci împreună la ridicarea țării și a neamului. Eu am predat istoria de suflet aici la școală și după anii 90 am avut norocul, întâlnindu-l pe profesorul universitar dr. Mihai Iacobescu, care mi-a fost îndrumător de lucrare de licență, am citit pentru prima dată manuscrisul lui George Tofan la București, Învățământul public din Bucovina. Apoi domnul Eugen Dimitriu, Dumnezeu să-i dea sănătate, care are o venerabilă vârstă de 95 de ani, director la Muzeul Simeon Florea Marian, unde am făcut o lucrare de licență 4 ani de zile acolo, acest domn mi-a căutat fișele și m-a stimulat în așa fel încât eu am crezut că sunt undeva la ceruri, deci pentru mine a fost ceva deosebit. A venit anii 90 cu tumultul care a fost atunci, și am avut modelul de la strajă al colegului meu Bărbuță, care împreună cu un alt fiu al satului, domnul Gavril Iremescu, care era la Suceava, la muzeu, acolo, directorul muzeului, am încercat să ne gândim și la această idee. Am avut încă sprijinul regretatului George Muntean, cu dânsul am alcătuit acea documentație care am depus-o directorului școlii în iunie 1995 și începând cu 1 august 1995, școala noastră poartă numele de George Tofan. Activitățile au continuat cu simpozionul dedicat istoriei comunei găzduit de căminul din comună, unde au fost abordate teme importante referitoare la cum arăta Bilca acum 100 de ani în contextul unirii Bucovinei cu țara, urmate de proiecția unui film documentar despre Marea Unire. Da.